Pentru că se apropie începutul noului an școlar, anul școlar 2020-2021, m-am gândit să filmez o serie de cursuri care să-i ajute pe elevii de liceu să-și însușească cunoștințele necesare la fizică. Și mai ales pe cei care acum încep liceul, pe cei din clasa a 9-a, și tocmai de aceea primele cursuri vor fi de mecanică. Vă rog să aveți la dispoziție un caiet și un pix și să vă notați cunoștințele despre care veți fi avertizați că e bine să le notați. Și în felul acesta veți avea la sfârșitul cursurilor în caietul respectiv un minim de cunoștințe necesar ca să promovați clasa la fizică. Primul curs de mecanică este despre mărimi fizice și despre noțiunea de vector. O mărime fizică este o proprietate fizică care îndeplinește două condiții. Este observabilă și este măsurabilă. Vă rog să vă notați întâi acest lucru și apoi vom lămuri aceste noțiuni. O proprietate fizică este o proprietate a unui corp sau a unui sistem de corpuri sau a unui fenomen sau, în general, vorbind a materiei. Și dacă această proprietate poate fi observată și măsurată, atunci ea poate să devină o mărime fizică. Ce înseamnă că poate fi observată? Înseamnă că o putem pune în evidență cu simțurile noastre sau cu aparatele pe care le avem. Iar măsurabilă înseamnă că putem face comparații numerice atunci când vorbim despre mărimea fizică respectivă, despre proprietatea fizică respectivă. Adică putem spune de pildă că acest corp are proprietatea despre care e vorba de 3 ori mai multă sau mai mare decât celălalt corp. Sau înseamnă că este cuantificabilă, adică poate fi exprimată cu ajutorul unui număr și a unei unități de măsură. De pildă, putem spune că masa unui corp este 5 kg. Și aici vedeți numărul 5 și unitatea de măsură, kilogramul. De fapt, ceea ce am scris aici înseamnă că masa corpului despre care vorbim și pe care am notat-o cu M este de 5 ori mai mare decât masa pe care am ales-o ca unitate de măsură. Și am ajuns la noțiunea de unitate de măsură. Unitatea de măsură se referă la o anumită mărime fizică. Deci fiecare mărime fizică are unitatea ei de măsură. Și este o anumită valoare, o anumită intensitate, o anumită magnitudine a proprietății respective pe care am ales-o ca etalon, adică cu care vom compara de acum încolo mărimile fizice ale altor corpuri sau fenomene sau ale materiei în general. Adică, în cazul în care spun gardul are lungimea 10 metri, de fapt spun că lungimea gardului este de 10 ori mai mare decât lungimea pe care am ales-o ca etalon, ca unitate de măsură și pe care o numesc metru. Deci unitatea de măsură este și ea o proprietate, dar pe care am ales-o ca etalon. Ca să formăm un sistem de mărimi fizice și implicit de unități de măsură, trebuie să alegem câteva
pe care să le considerăm mărimi fizice fundamentale. În studiul mecanicii sunt suficiente trei. Sunt trei mărimi fizice fundamentale cu ajutorul cărora putem descrie orice fenomen mecanic. Și acestea sunt, și vă rog să le notați, lungimea, care are ca unitate de măsură metru cu simbolul M mic și nu M mare, cum vedem scris câteodată, masa, care are ca unitate de măsură kilogramul cu simbolul kappa genic, și timpul, care are ca unitate de măsură secunda cu simbolul S mic. Acestea trei, repet, sunt suficiente pentru a descrie orice fenomen mecanic. Unitățile de măsură corespunzătoare celor trei mărimi fizice fundamentale au definiții proprii independente de unitățile de măsură ale altor mărimi fizice. Și chiar vă rog să căutați pe internet să vedeți definițiile pentru metru, pentru kilogram, pentru secundă. Nu trebuie să le rețineți, dar e bine să le vedeți ca să vă dați seama cum se definesc unitățile de măsură în fizică. Cu ajutorul mărimilor fizice fundamentale, putem defini alte mărimi fizice pe care le numim mărimi fizice derivate. De pildă, o mărime fizică foarte importantă și care apare foarte des în mecanică este viteza. Viteza se definește, viteza medie, ca fiind raportul dintre distanța parcursă de un mobil și durata deplasării respective, timpul în care a parcurs distanța despre care vorbim. Deci am folosit două mărimi fizice, distanța care are aceeași unitate de măsură ca și lungimea, spunem că au aceeași dimensiune, dar deocamdată nu discutăm despre asta, și timpul. Raportul dintre acestea două îmi dau o nouă mărime fizică. Același lucru se întâmplă cu unitățile de măsură. Unitățile de măsură ale mărimilor fizice derivate sunt și ele derivate din unitățile de măsură fundamentale. De exemplu, pentru viteză, unitatea de măsură pentru viteza medie în sistemul internațional este unitatea de măsură pentru distanță în sistemul internațional, pe unitatea de măsură pentru timp în sistemul internațional, ceea ce înseamnă că unitatea de măsură pentru viteză în sistemul internațional este metru pe secundă. Și am obținut o nouă unitate de măsură, metru pe secundă, unitatea de măsură pentru viteză, care este unitatea de măsură derivată, spre deosebire de metru, de kilogram și de secundă, care sunt unități de măsură fundamentale. Sistemul de mărimi fizice pe care îl folosim în fizică azi se numește Sistemul Internațional, notat SI, în care avem cele trei mărimi fundamentale din mecanică, lungimea, masa și timpul, cu unitățile lor de măsură, metrul, kilogramul și secunda, la care se adaugă pentru fiecare capitol al fizicii câte o mărime fizică specifică capitolului respectiv. De pildă, pentru studiul fenomenelor termice, se adaugă ca mărime fizică temperatura și ca unitate de măsură Kelvinul. Pentru studiul fenomenelor electrice și magnetice, electromagnetice în general, se adaugă intensitatea curentului electric ca mărime fizică cu unitatea de măsură amperul și așa mai departe. Și acum să trecem la partea a doua. Există mărimi fizice care sunt complet caracterizate de valoarea lor. De pildă, dacă spun temperatura aerului din această cameră este 25 de grade Celsius, am spus tot.
despre temperatura aerului din această cameră. N-am ce să spun mai mult. Dar alte mărimi fizice nu sunt caracterizate doar de valoarea lor numerică și vă dau un exemplu. Gândiți-vă la un automobil care se deplasează pe un drum și vi se spune așa. Acest automobil are viteza de 60 km pe oră. Dorești să călătorești, să fii în acest automobil acum, în acest moment? Nu vă grăbiți cu răspunsul dacă vi se pune asemenea întrebare, pentru că dacă viteza automobilului este orientată așa cum vedeți acum și are valoarea de 60 de km pe oră, e în regulă, vreau să fiu în acest automobil, de ce nu? Dar dacă viteza automobilului este orientată așa cum vedeți acum, atunci nu, în niciun caz nu doresc să fiu în acest automobil și îmi fac griji serioase cu privire la cei care se găsesc în automobil. Ceea ce înseamnă că viteza, pe lângă valoarea numerică, în cazul nostru 60 de km pe oră, mai are ceva, mai are direcție. Și imediat o să vedeți că mai are încă ceva. Ei, mărimile fizice se pot clasifica în mărimi fizice, și vă rog să vă notați, scalare, care sunt total, complet determinate de valoarea lor numerică, și mărimi fizice vectoriale, care pe lângă valoarea numerică, pe care de aici încolo o să o numim modul, pe lângă modul mai au și direcție și sens. O mărime fizică vectorială se reprezintă printr-un vector. Vedeți în imagine acum un vector, vectorul V. Vectorul V are, așa cum am spus, modul, adică are o anumită lungime, are o direcție, dreapta D pe care se găsește, este direcția acestui vector. Mai are un sens, pe orice dreaptă avem două sensuri, de pildă pe direcția verticală avem sensul în sus, respectiv sensul în jos, și mai are ceea ce se numește punct de aplicație. Deci orice vector este caracterizat de modul, direcție și sens. Și vă rog să vă notați acest lucru. Ceea ce înseamnă că doi vectori sunt egali doar dacă au același modul, aceeași direcție și același sens. Acum, în funcție de punctul de aplicație, vectorii pot să fie liberi, adică vectori care își pot deplasa punctul de aplicație, atenție, rămânând tot timpul paralel cu ei înșiși, adică fără să schimbe direcția sau sensul, pentru că atunci nu mai sunt același vector. Deci pot să-și deplaseze doar punctul de aplicație și atunci se numesc vectori liberi. Dacă pot face acest lucru doar într-un plan, adică își pot deplasa punctul de aplicație așa, atunci sunt vectori liberi în plan. Dacă își pot deplasa punctul de aplicație doar de-a lungul dreptei pe care se găsesc, atunci sunt vectori alunecători. Iar dacă nu pot să-și deplaseze deloc punctul de aplicație, atunci sunt vectori fixi. Și vă rog din nou să vă notați că vectorii pot să fie, deci, liberi, alunecători sau fixi. Această poveste cu punctul de aplicație este foarte importantă în cazul forțelor, pentru că acțiunea unei forțe, de multe ori, depinde nu doar de modulul, direcția și sensul forței, ci și de punctul de aplicație, adică de locul în care acționează forța. Și de aceea discutăm și despre punctul de aplicație. Acum să vedem cum înmulțim un vector cu un scalar, cu un număr. Cu toate că despre operațiile cu vectorii vom discuta în cursul al doilea, avem nevoie de această operație simplă de înmulțire a unui vector cu un scalar pentru ceea ce veți vedea imediat. Dacă înmulțesc un vector, de pildă vectorul A,
un scalar, de exemplu numărul 3. Obțin un vector care, după cum vedeți în desen, are aceeași direcție, deci se găsește pe aceeași dreaptă, este paralel cu vectorul A, are același sens și are modulul de 3 ori mai mare decât vectorul A. Ce se întâmplă dacă scalarul este negativ? Atunci, din nou, vedeți în desen că vectorul V, care se obține prin înmulțirea vectorului A cu scalarul minus 2, are din nou aceeași direcție, dar de data asta sensul lui este opus, iar modulul lui este modulul lui A înmulțit cu minus 2, așa cum se poate vedea în desen. Această operație de înmulțire a unui vector cu un scalar este foarte importantă pentru că pe fiecare dreaptă putem considera un vector care are modulul egal cu 1 și care dă un anumit sens dreptei respective. Un astfel de vector se numește versor. De pildă, în acest desen, vedeți versorul I, care este un vector cu modulul egal cu unitatea, I egal cu 1. Și atunci, un vector care se găsește pe dreapta respectivă poate fi întotdeauna scris ca fiind produsul dintre modulul vectorului respectiv și versorul I. Și într-un fel putem spune că versorul I este cel care îi dă vectorului nostru direcția și sensul. Deci avem această egalitate, vectorul V este modulul lui înmulțit cu versorul I, care se numește, vă rog să notați și să scrieți lângă ea, se numește expresia analitică a vectorului V. Ultimul lucru despre care vom discuta azi este legat de proiecția unui vector pe o axă. Atunci când desenăm un vector, punctul lui de aplicație se mai numește și originea vectorului, iar capătul lui în care avem săgeata se numește vârful vectorului. Și acum vă rog să vă uitați la acest desen. Avem vectorul V și dreapta D. Putem obține ceea ce numim proiecția vectorului pe dreapta D dacă ducem perpendiculare atât din originea vectorului cât și din vârful lui pe dreapta D. Acolo unde perpendiculara vine din vârful vectorului vom avea vârful proiecției vectorului pe dreapta, iar acolo unde perpendiculara vine din originea vectorului vom avea originea proiecției vectorului pe dreapta. Și în felul ăsta obținem un alt vector pe desenul nostru V indice D, care se numește proiecția vectorului V pe direcția D sau pe dreapta D sau pe axa D. Putem vedea din desen că între modulul proiecției vectorului pe direcția D și modulul vectorului există următoarea relație. V indice D este V ori cosinus de alfa, unde alfa, dacă vă uitați pe desen, veți observa că este unghiul pe care îl face vectorul V cu direcția dreptei D. De mare importanță este cazul în care proiectăm un vector pe două direcții perpendiculare, pe două axe. Pe cele două axe pe care le cunoașteți ca fiind axele OX respectiv OY. În acest desen puteți vedea vectorul V care face unghiul alfa cu axa, cu direcția axei OX, adică în cazul acesta cu orizontala, și puteți vedea proiecțiile lui. Proiecția lui pe axa OX este notată cu V indice X, iar proiecția lui pe axa OY este notată cu V indice Y. Dacă ne uităm la triunghiul în care vectorul V este ipotenuză și în care este desenat unghiul alfa, atunci putem observa că între modulul vectorului V și modulele proiecțiilor lui există următoarele relații.
V indice X este egal cu V ori cosinus de alfa, iar V indice Y este V ori sinus de alfa. Mai putem observa, dacă mutăm componentele de-a lungul celor două axe, adică pe Vx, respectiv pe Vy, dacă le mutăm cu originea, în originea vectorului V, așa cum vedeți în acest desen, mai putem observa că între vectorul V, între modulul vectorului V și modulele proiecțiilor lui, există, conform teoremei lui Pitagora, următoarea relație. V pătrat este Vx la pătrat plus Vy la pătrat. Această relație, vă rog să o notați și să scrieți lângă ea că se numește relația scalară dintre un vector și componentele lui. Deci această relație este relația scalară dintre un vector și componentele lui. Se numește așa pentru că în această relație apar modulele celor trei vectori, vectorul V și cele două proiecții ale lui. În cursul numărul 2 vom vedea ce operații putem face cu vectori și vom defini aceste operații. La revedere!